Prințul Charles își continuă vizita în România după ce aseară a fost decorat de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce, în semn de prețuire pentru promovarea țării noastre în lume. Astăzi s-a întâlnit cu premierul Grindeanu și cu patriarhul Daniel. Cel mai mult pare să-i fi plăcut la Muzeul Satului din București, unde s-a prins în hor. Invitat la dans de una dintre fetele frumos gătite în costum popular, prințul Charles s-a prins repede în horă, iar în momentul în care a realizat că ies pașii și mai ales că ține ritmul cu profesioniștii, a afișat un zâmbet larg. După horă, prințul Charles s-a plimbat prin Muzeul Satului, a stat de vorbă cu ceilalți vizitatori și cu producătorii români care vindeau diverse bunătăți la borcan. La final a stat de vorbă și cu Ivan Pațaichin, celebrul campion român la canoe. De altfel, întâlnirile cu celebritățile de la noi au început încă de aseară. Șeful statului l-a primit pe prințul Charles la Palatul Cotroceni, miercuri în jurul orei 17, acolo unde i-a oferit decorația și a făcut referirile la atașamentul Alteței Regale față de România. Alteța voastră regală, astăzi am plăcutul prilej de a recunoaște în mod oficial și de a onora activitatea desfășurată de Alteța voastră în și pentru România. Ați făcut lucruri admirabile și ați fost un excelent promotor al imaginii României în lume. La rândul său, prințul Charles s-a arătat onorat să primească decorația și a declarat că aceasta reprezintă un simbol al bunelor relații dintre România și Marea Britanie. Mr. President, ladies and gentlemen, I cannot tell you how deeply touched and grateful I am to receive from Your Excellency the Order of the Star of Romania. I shall treasure this honor as a special symbol of my great affection for Romania and her people, and of the warm relationship between our two countries. În prima zi a vizitei oficiale în România, prințul de Wales a adus un omagiu soldaților căzuți la datorie la mormântul ostașului necunoscut din Parcul Carol din capitală. Astăzi, Alteța sa regală s-a întâlnit la Palatul Victoria cu premierul Sorin Grindeanu. Potrivit unor surse, cei doi au discutat despre românca rănită în atentatul de la Londra.